abate niciodată din drumul lui spre soare. Hai, cine mai poate? Că așa a întrebat Daniela. Un zimbru nu se abate niciodată din drumul lui spre soare. Cine îi zicea așa? Zimbrișorului. Tatăl. Tatăl, bravo, mulțumesc. Tot Daniela a dat răspunsul corect. Oare ce gust are soarele libertății? Iată-na, pălărie de într-un picior. Dar continuați. Oare ce gust are soarele? Cine a fost atent? Gustul libertății. Copii, dar vreau un răspuns și de la voi. Pentru voi, ce gust are soarele? Hai, ce vă vine acum în minte? Pentru voi, nu în baza cărții. Nu în baza cărții. Pentru mine, soarele are gustul căldurii în suflet, liniște și pace. Bravo. Și încă cine? Cine mai zice? Frumos ai spus. Frumos. Mi-a plăcut cu metaforii, da, operează da. Ei. Deci e clasa a treia, a patra. A șasea. Hai că e bine. Cine erau mari prieteni? Cine erau mari prieteni? Între dânsii. Să formulez mai explicit. Zimbrișor cu jupâneasa bufniță, răspuns corect. Și ce munte este cel mai apropiat de soare? Muntele Dor. Muntele Dor. Bravo, Daniela. Munte nu se așterne niciodată primăvara. În pădurea neagră. În pădurea neagră. Bine, acum să văd eu dacă puteți continua gândul tot în baza textului. De ce tatăl Zimbru îi zice fiului Zimbrișor să nu părăsească niciodată acele locuri? De ce îi zice oare așa? Să vă ajut? Cum credeți voi? Pentru că dacă cineva părăsește acest loc, nu se mai poate întoarce. Nu se mai... Corect. Dacă vei părăsi, nu te vei mai putea întoarce niciodată, îi zice tatăl. Sunt, nu, prieteniile mari trăiesc în... În suflet. Asta e răspunsul vostru, dar îl acceptăm că e bine. În carte era, are cineva alt răspuns? În taine și în ritualuri mici. Dacă inima ta iubește, înseamnă că ești? Dacă inima ta... Bravo, așa e. Cum ești? Bolnav de dor. Sau ești o ființă specială. Iată acum să ne distrăm. Alegem varianta corectă. Nu știu ce rulează pe ecran, e cu totul altceva. Acum ascultați la mine. Alegeți varianta corectă. Zimbrii nu merg niciodată împotriva. Și vor fi patru variante. Voinților, lunei, stelelor, soarelui. Soarelui. Răspuns acceptat corect. O mică remarcă. Copii, vreau să vă dau niște detalii din casă. De fapt, replica asta este pe bune și eu mi-am permis să o preiau de la maestru Eugen Doga. Maestru mereu zice așa, că nu merge niciodată împotriva soarelui. Mi s-a părut extrem de frumos și am zis să bag în gura tatălui, unui zimbru. Așa că este cu istorie replica. O replică cu istorie, mulțumim. Da. Doruleții sunt... Oameni mici cu dor, copii buni, flori de mușețel, flori de cicoare. Flori de cicoare. Așa, iată, le avem aici. Flori de cicoare. Mulțumesc. Cum o numește Zimbrișor pe prietena lui devotată bufniță? Doamne bufniță, bunicuță, nu le-am zis pe toate, jupâneasă, jupână buhă. Cum? Cineva anterior a zis jupână buhă. Hai că e bine. Și încă una din lele sau ele s-a transformat în lebădă, șoim, pasărea kiwi sau pasărea fericirii. Pasărea fericirii. Mulțumesc tare mult. Eu aș zice că au dat răspunsuri impecabile.
Așa e, doamna. Așa e, ne inspirăm și noi uneori. Da. Poate, dacă mai doriți, eu vă mai adresez, de exemplu, niște întrebări tot așa, fulger. Cine îi arată zimbrului calea spre ele? Vrăjitoarea. Oare? E șarfa, deși e șarfa. Brâul, bravo! Mi-a plăcut cum a legat așa, după formă și după... Pe cine a pornit să salveze zimbru? Pe Moldița Crăița, mulțumesc! Bine ar fi, copii, să reținem, sunt niște fraze tare frumoase. Le-am selectat și le-am pus la final, dacă ne poți da ultima pagină și să o vadă copiii. Un zimbru, da, e aici, un zimbru nu se abate niciodată din drumul lui spre soare. Ține minte, există multe cărări șerpuitoare și drumuri ademenitoare, dar tu să-ți alegi calea ta. Fiecare dintre noi își are drumul său în viață, dar trebuie să avem mare grijă să nu ne rătăcim. Un drum pierdut este ca o nestemată scăpată în mare. Ei, dacă vă rog cine vrea să comenteze, cred că nu e o problemă. Vrea cineva să comenteze aceste fraze extrase din cartea Moldița Crăița? Aș vrea eu. Poftim! Eu înțeleg aceste cuvinte prin faptul că tatăl îl învăța pe zimbrișor cornișor că în lume sunt multe lucruri care îl vor ademeni, să el niciodată nu trebuie să se abate din drum și să-și urmeze visurile. Foarte frumos, îmi place, Daniela, te cunosc, ai întotdeauna răspunsuri plenare, complete și cu multă, multă logică, multă. Acum vreau să o rog pe Adriana, dacă este, și Alexandra, să ne spună ce au simțit ele la lectura acestei cărți. Adriana, te rugăm, este Adriana? Da? Nu pot să intre. Nu pot să intre?